mântuitoare ești, ne-ai adus la tine, tu salvator ești. Aleluia, 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 aleluia. Plecăciune Regelui născut, să ne închinăm, să lăudăm. Steaua călăuzitoare ești, ne-ai adus la tine, tu salvator S-a născut al lumii salvator. Jos la oameni prin om Dumnezeu a coborât, să mântuiască tot ce-i pierdut. Jos la oameni prin om Dumnezeu a coborât, să mântuiască tot ce-i pierdut. S-a născut în Betleem Mesia. Aleluia, Emanuel. S-a născut în Betleem Mesia. Aleluia, Emanuel. Îngerii preamăresc minunatul moment, căci salvarea prin el a venit. Osanale, cer pace jos pe pământ, între oameni plăcuți Domnului. Osanale în cer, pace jos pe pământ, între oameni plăcuți Domnului. S-a născut în Betleem Mesia. Aleluia, Emanuel. Păstori au adus Sfântul lui prunc Iisus, laude, daruri cântând bucuroși. De aceea și noi vrem prin cânt să slăvim pe acela ce mult ne-a iubit. De aceea și noi vrem prin cânt să slăvim pe acela ce mult ne-a iubit. S-a născut în Aleluia, Emanuel.
Amin. Slavă Domnului Iisus. Lăudat să fie numele Domnului, binecuvântat să fie numele Domnului Iisus și lăudată fie puterea Duhului Sfânt în veci. Amin. Amin. Mulțumim Domnului care ne-a dat harul și ocazia ca din nou în această seară să fim din nou la închinare. Cred că suntem și ne simțim bine. Dimineața n-am avut slujbă, fiecare am petrecut cum am dorit, cu familiile, cu prieteni, cu frați, cu surori, tineri au fost cu colindatul. Și mulțumim Domnului că suntem bine în casa Lui, n-am auzit să se întâmple nimic, ceva rău, accidente sau ce s-ar fi putut întâmpla într-o noapte, într-o zi. Și pentru acestea trebuie să mulțumim Domnului și să lăudăm numele Domnului în veci de veci. Amin. Amin. Tuturora vă spunem un bun venit la casa Domnului. Din nou, în această zi de praznic, de sărbătoare, ne-am adunat să ne amintim căci cu peste 2000 de ani în urmă, în Betleemul din Iudeea, nouă pământenilor ni s-a trimis cel mai mare dar pe care noi l-am putut primi. Și acesta este în persoana Domnului Iisus. Nu a trimis un înger, n-a trimis un serafim, n-a trimis un heruvim, a trimis pentru noi, pe Fiul Său. Știți pentru ce? Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Lăudat să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru harul acesta de a îl avea pe Iisus între noi, de a fi trăit Iisus împreună cu noi, de a fi trăit Iisus în lumea noastră, de a fi simțit nevoile noastre, de a fi simțit foamea și frigul, de a fi simțit mirosul de graj de acolo unde s-a născut, de a fi simțit ura lumii încă de când s-a născut. Și toate acestea numai pentru noi. Nimeni nu era în stare să facă așa ceva. Nimeni nu putea să facă așa ceva. Nimeni, frați și surori. Sunt aici familii numeroase și dacă li s-ar cere un copil pentru niște oameni, să spunem, nevoiași, amărâți, păcătoși, din Africa sau din orice altă parte a lumii, nimeni n-ar fi în stare să dea din 16, din 10, din 2, din 3. Eu recunosc că nu aș da pe niciunul să moară pentru nu știu cine din Africa. Nici dumneata nu ai face la fel. Pentru că suntem oameni, suntem slabi. Dar Tatăl Ceresc, uitându-se la noi, umblând în întuneric, trona întunericul în lumea noastră. Și Tatăl a strigat prin prorocul Isaia, totuși întunericul nu va împărăți veșnic. Și întunericul nu poate fi învins decât de lumină. Și ca să fie învinsă, să fie învins întunericul din lumea noastră, a trebuit să vină lumina. N-a venit doar o lumânare, n-a venit doar o lanternă, un far. A venit o persoană care s-a numit Lumina Lumii, Iisus Hristos, Domnul. Mărit să fie numele Lui! Și în această seară ne-am adunat în numele Lui. El nu este un bebeluș născut acum într-un grajd, în paie. A fost atunci, El este astăzi Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și sărbătoarea fără El nu are valoare. Dacă ar fi doar cârnațul și ar fi mâncarea de Crăciun și ar fi doar obiceiurile noastre românești sau americane și dacă ar fi bradul și moșul cu barbă, nu ne-ar folosi la nimic. Și dacă ar fi numai cadourile și dacă n-ar fi decât numai colindatul, nu ne-ar folosi la nimic. Dar noi vrem și în această seară să sărbătorim mai presus de orice numele sfânt, numele prețios a Domnului Iisus. De aceea cu toți împreună să rostim și să spunem Iisus Hristos este Domnul, lăudat să fie numele Lui. Frați și surori, haideți să rostim frumosul verset. Dați-mi voie să schimbăm în această seară, să rostim versetul 6 din Isaia 9, după care cu toții ne rugăm Domnului și cerem îndurarea Domnului peste slujba din această seară, binecuvântând pe Domnul, mulțumindu-i pentru harul Lui, rugându-ne unii pentru alții. Și eu mă rog ca Domnul să cerceteze întreaga adunarea, Domnul să mântuiască pe cei care sunt aici nemântuiți, Domnul să schimbe vieți, să atingă copiii noștri, să ne atingă pe noi și harul Lui să fie peste noi. Deci Isaia 9:6, versetul care a fost exact când am intrat în biserică, acest verset era pe ecran. Haideți să rostim cu toții, potrivește foarte bine pentru cadrul sărbătorii în care suntem și apoi cu toții ne rugăm Domnului. Și în finalul rugăciunii, fratele Ilie Recală
va încheia această rugăciune cerând îndurarea Domnului pentru slujba din această seară. Amin. Cu toții rostim acest verset și apoi ne rugăm Domnului cu toții și în final fratele Ilie. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfernic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Frați și surori, eu vreau să-l mai rostim o dată și să rostim cu toții, cu toții să rostim acest verset, cu voce tare, cât de tare putem, nicio problemă. Să se audă și în iad că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Să se audă în lumea mare că Iisus Hristos este Domnul. Cu toții rostim încă o dată și apoi ne rugăm. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfernic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Amin. Cu toții ne rugăm. Te lăudăm, Doamne, te glorificăm pe tine. Stăpâne, Părinte Ceresc, venim înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim că până aici și până astăzi mâna și brațul Tău a fost cu noi, cu tot poporul Tău. Am venit în casa Ta să sărbătorim pe Tine, Doamne Iisuse, amin, că ai venit în trup în lumea aceasta ca să ne răscumperi și Te binecuvântăm și Te proslăvim pe Tine, Doamne. Ajută-ne să nu uităm niciodată lucrul acesta și să-ți fim întotdeauna mulțumitor și recunoscător, Doamne. Această sărbătoare este datorită milei și îndurării și dragostei Tale, datorită faptului că Tu ai venit în lumea aceasta și Te-ai smerit și ai luat trup de om ca să mori pentru noi păcătoși. Îți mulțumim pentru aceasta și Te proslăvim, o Doamne. Și dacă am avea mii și mii de limbi, n-am fi în stare nici îndeajuns să-Ți mulțumim. Primește mulțumirile noastre, jertfa din seara aceasta, binecuvântă cuvântul Tău, robii Tăi, servii Tăi, cântările de laudă. Amen. Inimile noastre să fie deschise și gândurile noastre să fie îndreptate spre ceruri, pentru că și Tu privești la noi, Doamne, și privești cu bucurie și cu plăcere la poporul Tău. Te rog, ascultă-ne mai departe și știm, vei face mai mult decât putem noi să gândim, mai mult decât noi putem să cerem, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Înainte ca să vă așezați, vă rog să vă întoarceți unii spre ceilalți, să vă binecuvântați, să vă urați în continuare sărbători binecuvântate și Domnul să ne binecuvinteze și să ne dăruiască o seară binecuvântată. Amin. Lăudați să fie Domnul! Îi mulțumim Domnului că avem harul acesta să fim împreună și Domnul să ne binecuvinteze că îi mulțumim Tatălui Ceresc pentru planul Său de mântuire, frați și surori. Este Crăciun, este adevărat,
Este vremea de daruri, ne dăm unii altora, dar cel mai bogat dar care a fost pentru noi este darul că Tatăl nostru din cer a trimis pe Domnul Iisus în lumea noastră. Și Crăciunul este adevărat. Este planul lui Dumnezeu care a făcut în El însuși pentru mântuirea noastră a tuturora, ca oricine crede în Fiul Lui să nu piară, ci să aibă viața veșnică, lăudat să fie Domnul. Așa se face și mai departe, așa cum spune în Luca 2, este așa de minunat, frați și surori, pentru că îngerii au știut de ce au dat slavă lui Dumnezeu, pentru că a venit vremea ca planul lui Dumnezeu să fie desfășurat și împlinit prin Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Și așa zice, frați și surori. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, frați și surori, slavă lui Dumnezeu în locuri prea înalte și pace pe pământ, între oamenii plăcuți Lui, lăudat să fie Domnul. Și oamenii plăcuți Lui sunt eu și noi toți de aici care L-am primit pe Domnul, slăviți să fie Domnul. Să închină Domnului prin cântare, fanfara, Domnul să-i binecuvinteze, apoi surorile Sabine și Aurora au o cântare și după ele corul bisericii. Și toate acestea să fie spre slava Domnului, pe Domnul Domnului și Împăratul Împăraților, dărat să fie Domnul. Amin.
Astăzi un cântec răsună, o Duhule preasfânt, căci s-a născut Mesia în Iesla din Betleem. Azi s-a născut, a venit, Iesla născut în graș, în Iesla din Betleem. Soarele Emanuel. Azi s-a născut, a venit, Iesus s-a născut în graș, în Iesus din Betleem. Soarele Emanuel. Iisus cerul a lăsat și ca noi trup a îmbrăcat, a venit jos să se nască, lumea să o mântuiască. A s-a născut, a venit, El s-a născut în graș, în Iesla din Betleem.
născut atunci ne-a spus, în Betleem, pruncul Iisus, ce bucurii, 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 să fi să fie Dumnezeu, să fi să fie și surori, lăudați să fie Domnul! Vă rog să fim mai vioi, suntem în casa Domnului, să nu ne lăsăm duși de alte, cine știe, mâncăruri care ne-ar fi deranjat sau ne deranjează încă și aici în adunare. Să fim conștienți că suntem în casa Domnului și să fim plini de bucurie că nouă ni s-a dat cel mai mare dar, Iisus Hristos, Domnul, lăudați să fie numele Lui! Domnul să binecuvinteze corul care a cântat așa de frumos! Domnul să binecuvinteze corul, frați și surori. Nu știu, probabil că merge microfonul prea tare, dar eu nu vă aud, că ziceți amin. Și de-aia vă tot pun să spunem. Sau probabil că nu aud eu bine. Domnul să binecuvinteze fanfara. Amin. M-am uitat la ei și m-am mintit când am început și eu să pun mâna pe instrumente. Să știți că cei care se ocupă de ei le trebuie multă răbdare, multă răbdare și multă răbdare și Domnul să vă binecuvinteze și să binecuvinteze copiii aceștia, să scoate Domnul din ei valori care să laude pe Domnul. Ei deja sunt o valoare, numai prin faptul că sunt în casa Domnului, sunt o valoare. Și Domnul să-i binecuvinteze și să-i umple Domnul de Duhul Sfânt, să cânte întotdeauna, în viața lor întreagă, pentru slava și gloria Domnului. Domnul să binecuvinteze întreaga adunarea, să binecuvinteze toți părinții care sunt aici, toți copiii, toți bunicii,
și toți străbunicii, să vă binecuvinteze Domnul pe toți. Și pe cei care ne urmăriți pe internet, vă transmitem sărbători binecuvântate și multă fericire și pace. Și Domnul să vă binecuvinteze în tot ce faceți pentru El și lucrarea Lui și pentru familie și biserica Domnului. Amin. Cu noi în această seară la închinare se află familia Cioloș din Tennessee, Nashville. Domnul să-i binecuvinteze fratele Dorel și Lydia Cioloș împreună cu fiica lor Rebecca. Dacă sunteți aici, vă rog să vă ridicați în picioare, să vă vedem. Fratele Dorel este aici, sora Lydia, partea asta la altă. Domnul să vă binecuvinteze, bun venit la rudenile dumneavoastră de aici și să aveți o sărbătoare binecuvântată împreună. De asemenea, cu noi este și sora Damaris din Springfield, Missouri, Damaris Popa, dacă nu greșesc. Domnul să te binecuvinteze și să ai o sărbătoare binecuvântată împreună cu noi. De asemenea, vă salutăm pe toți care sunteți musafiri și nu avem numele aici să vă anunțăm, să vă prezentăm, dar putem face un lucru frumos. Toți care sunteți în afară de Biserica Philadelphia, vă rog să vă ridicați în picioare, toți, ca să vă binecuvântăm în numele Domnului. Cei care sunteți cu noi, vă rog să vă ridicați fără nicio emoție, fără nicio rușine, Domnul să vă binecuvinteze. Uitați, și aici la fanfară avem un frate care este cu noi, Domnul să-i binecuvinteze. Tuturora vă spunem bun venit și să vă simțiți bine împreună cu noi și bucuria Domnului să fie desfătarea noastră și în această seară. Urmează să facem lucru cel mai frumos sau unul dintre cele mai frumoase lucruri în casa Domnului, colecta, dăruind Domnului cu bucurie, de aceea ne ridicăm în picioare cu toții, împreună cu grupul de laudă cântăm un colind pentru slava Domnului. Și în timpul acestei cântări, acestui colind, ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Dacă magii și păstorii au adus daruri pruncului Iisus, și noi trebuie să aducem în primul rând inimile noastre și apoi ceea ce Domnul ne-a dăruit să dăm pentru lucrarea Lui și pentru nevoile altora. Amin. Cântăm și ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie. Amin. Să lăudăm din cer a venit.
rog frumos să lucrați locurile. În continuare se închină Domnului, după cum urmează fanfara bisericii, Domnul se binecuvinteze, apoi grupul de laudă, familia Recalo și apoi fratele Ieremia Cristi și corul bisericii. Domnul se binecuvinteze și Domnul să primească lauda și cinstea, că El merită, că El este Domnul și Dumnezeu nostru. Și după aceste puncte, 5, ne pregătim inimile noastre să ascultăm cuvântul Domnului. Domnul să-L binecuvinteze pe fratele Vasile, să umple de Duhul Sfânt și mesajul pe care Domnul a pus pe inimă să ne spună nouă să fie un mesaj pentru zidirea noastră și noi mulțumim Domnului și Domnul să-L însoțească. Amin.
aduci mântuire. Așa mult i-ai smerit, ascundu-te în iesle, tu împăratul slavei, stăpân pe univers. Iisus e cea mai bună veste. Iisus, să fie azi, e tot ce mai de preț și tot ce vrei, stăpâne, așa cum este toată, ți-o aducem la altar. Iisus e cea mai bună veste. Iisus, pentru tine, pentru toți. Iisus e cea mai bună veste.
lăudat să fie Domnul. Merită să fie lăudat. Și chiar mă gândeam să refuz să cânt în seara aceasta, că nu mă simt prea bine și dacă cu câteva zile stăteam în pat și nu puteam să mă ridic. Pentru că merit, pot să merg datorită Lui și toată slava și gloria se cuvine Domnului. De mult te așteptam să vii ca rege. De mult te așteptam să vii Mesia. Te așteptam ca pe un rege care să ne aduci în inimă bucuria. Te așteptam ca pe un rege care să ne aduci în inimă bucuria. Și ai venit într-adevăr ca rege, mai mult decât aveam închipuirea. Te-ai coborât acolo jos la iesle să ne aduci în inimă bucuria. Te-ai coborât acolo jos la iesle să ne aduci în inimă bucuria. Ce-al rege ar fi bun ca tine? Ce-al rege ar fi umil precum ești tu? În tine avem viață și iubire. În tine cel sărac și cel avut. În tine avem viață și iubire. În tine cel sărac și cel avut. Fii binecuvântat, Mesia care ai fost și ești exemplul pentru noi. Fii binecuvântat printre popoare. Fii binecuvântat azi printre noi. Fii binecuvântat printre popoare. Azi printre noi.
creștine, deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Noi la vifla permiteți-mi să vă transmit tuturor celor ce sunteți prezenți sărbători fericite cu Domnul. Ce bucurie pentru noi că suntem în casa Domnului după masa zilei de astăzi.
Am fost așa de delectați de cântecele care s-au cântat spre slava lui Dumnezeu. Și nu ne rămâne nimic altceva decât să păstrăm o adâncă recunoștință în sufletele noastre față de Cel ce, așa după cum se spunea, acum 2000 de ani a intrat în lumea noastră. Și nu este o poveste. Așa am cântat. Este o realitate. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Copiii care au cântat așa de minunat și atât de frumos, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Apoi toți ceilalți, corul și grupurile de laudă și cei ce au cântat cu grupurile, Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Amin. Și am dorit ca în seara zilei de astăzi Dumnezeu să ne dea harul Lui de a asculta și cuvântul Domnului, care să ne aducă mângâiere, să ne aducă bucurie și totodată încredere. Căci noi avem un Dumnezeu care este viu și care trăiește și este la fel de implicat în viața noastră și în istoria omenirii ca și altă dată. Și de aceea merită să-L lăudăm și să-L binecuvântăm. Când am intrat în biserică, cineva m-a întrebat și a zis: frate Vasile, cum stai cu Crăciunul? Trebuie să vă spun exact ce am spus. Nu-l cunosc personal. Deși tradiția spune că ar fi fost proprietarul hanului, Biblia nu îmi spune asta. Biblia dimpotrivă îmi spune că hanul ăla purta un nume. Și numele respectiv era numele copilului Barzilai. Omul acela care l-a ajutat pe David când fugea pe muntele Murea, când fugea de fiul lui, de Absalom, i-a ieșit în față și a zis oamenilor lui: negreșit, oamenii ăștia au străbătut pustia, sunt obosiți, n-au mâncare, n-au pâine, n-au apă, haideți să le ducem ceva. A venit vremea că David s-a întors înapoi în Ierusalim, dar n-a uitat de Barzilai, s-a dus la el, la bătrânul, și a zis: auzi, vină cu mine, vreau să mănânci de azi înainte la masa mea. Și Barzilai a zis: auzi, împărate, la 80 de ani, la anii mei, ce gust mai găsesc eu în mâncare? Ce gust mai găsesc eu în toată frumusețea de la casa ta, de la împărăție? Dacă vrei, ia pe fiul meu, Kimham, așa îl chema. Și David l-a luat pe Kimham cu el. Și istoria spune că ți-a dat multe pământuri. Chiar lui Solomon i-a lăsat o poruncă când a murit David. A spus să nu uiți copiii lui Barzilai să mănânce toată viața cu tine la masă, că el mi-a făcut bine când eu fugeam de fratele tău. Iar Ieremia, în capitolul 41 cu 17, ne spune despre acest han. Zice că lângă Betleem era hanul lui Kimham. Probabil de aceea nici Cornilescu n-a tradus nicicum altfel decât un han. Că n-a fost loc în han. Deci nu-mi spune aceasta, dar am spus altceva, frați și surori. Și am spus fraților respectiv: ascultați-mă, într-o lume care se luptă pe orice cale să nege nașterea Domnului Iisus Hristos, care se luptă pe orice cale să ducă în tăcere creștinismul, care se luptă prin orice metode și orice legi să nege căci există un Dumnezeu adevărat, orice simbol, fie el cât de mic, cu prilejul acestei sărbători, pentru mine este o bucurie. Inclusiv o lumină aprinsă în fața unei case, treceam săptămânile acestea și m-am uitat și plin de recunoștință am zis: și aici o casă, care nu știu cât pricepe, cât înțelege, dar știu căci cândva a venit în lumea noastră Cel ce este Hristos, Domnul, slăvit să fie numele Lui. Amin. Ce frumos este
să ne aducem aminte de această frumoasă sărbătoare. Suntem în toiul sărbătorii și aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare ca semn de recunoștință și de respect față de Cel ce este veșnic viu. Și am să citesc din două locuri din Sfânta Scriptură. Din primul loc este Numeri, capitolul 24, versetul 17. Și apoi vom trece și cu reverență vom asculta și din partea a doua, din Matei, capitolul 2. Numeri, capitolul 24, pentru toți cei ce aveți Sfânta Scriptură, versetul 17. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacob, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set. Amin. Trecem în Evanghelia după Matei și așa cum am spus, fiind în tonul sărbătorii, vom citi acest text. Sunt 12 versete. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iuda, în zilele împăratului Irod, iată că a venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod lucrul acesta, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturari în rodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine îmi va ieși o căpetenie care va fi care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care să se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă și cercetați cu deamănuntul despre prunc. Și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împărat, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsări mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-a aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Am citit din două locuri din Sfânta Scriptură și cred că vom ajunge ca puțin să facem o referire și la primul loc. Totuși, gândurile la care m-am gândit și pe care le-am extras din textul pe care l-am citit, aș vrea să le împărtășesc și cu dumneavoastră. Deși suntem în toiul sărbătorii, o sărbătoare care de mulți este așteptată, de alții mai puțin dorită și de alții chiar urâtă pe față. Dar, ca întotdeauna, Dumnezeul nostru n-a fost nevoit să fie sprijinit de mână omenească, pentru că El este un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu atotștiutor, un Dumnezeu care poate totul. Slăvit să fie numele Lui. Și o lume întreagă, dacă s-ar revolta împotriva Lui, pentru El e simplu să se judece cu El. Cu suflarea gurii Lui, El își nimicește toți vrășmași.
Acesta e Dumnezeul nostru descris doar în câteva cuvinte. Un Dumnezeu la care n-ar avea niciun rost să te opui, decât să te pleci cu recunoștință și să zici: Tu ești Domn și rămâi Domn în veci de veci. Slăvit să fie numele Lui. Suntem în toiul acestei sărbători și dacă suntem în toiul acestei sărbători, e adevărat că și ne-am pregătit cu tot, în toate felurile. Fratele se spunea și despre mâncări. Frați și surori, ascultați-mă, Biblia mea spune, cine mănâncă pentru Domnul să mănânce. Să mănânce, că-s bune. Dumnezeu să fie lăudat, dar să nu pună stăpânire pe noi, exact cum ne-a spus fratele Iosif, asta nu mai e bine. Să controlăm noi și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Lucrul acesta am vrut să-l amintesc doar puțin, așa întreacă. La ceea ce vreau să mă aduc înaintea dumneavoastră, atitudini față de cel mai măreț eveniment din istoria omenirii. Și eu am zis cel mai măreț, pentru că ce este? E unic, e unic. Și nici altul n-a mai fost ca el, unic. Și n-a mai fost altul. Chiar dacă fundamentul credinței noastre creștine se bazează pe moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, învierea au mai fost și vor mai fi, dar nașterea și întruparea Domnului Iisus n-a mai fost și nu va mai fi. E unic, e un măreț și foarte măreț eveniment pe care istoria noastră, omenirea noastră a avut parte de el. Și am vrea să vedem din textul acesta ce fel de atitudine avem față de acest eveniment. Ce fel de pregătire avem față de acest eveniment, pentru că e unic. Și dacă în fiecare an ne rezervăm noi oamenii, noi creștinii, câtva timp să ne readucem aminte de acest eveniment, asta nu înseamnă tradiție, ci aceasta înseamnă, frați și surori, respect și onoare față de Cel ce a venit în lumea noastră, slăvit să fie numele Lui. Eu așa o văd. Fiecare an, calendaristic puse datele acolo, pentru mine, e un mod deosebit de a mă aduce aminte. Căci pământul nostru a fost vizitat de Creator. A fost vizitat de Cel ce ne-a creat și care ne așteaptă în cerul Lui, slăvit să-i fie numele. Și nu e o tradiție, nu e un obicei, ci este o frumoasă aducere aminte despre Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Slăvit să fie numele Domnului. Și prima atitudine pe care am găsit-o aici, am zis și am numit-o în felul următor: Irod și un Ierusalim tulburat. Irod și Ierusalimul tulburat. Într-un astfel de eveniment a ajuns să fie stăpânit de tulburare. Și ne punem întrebarea, oare ce l-a determinat pe omul acesta? Bineînțeles că și răspunsurile sunt multe, unele și diferite de celelalte. Dar un lucru la care este cert, dacă ne gândim puțin, Irod avea o frică extraordinară în ființa lui. Și acest eveniment, când l-a întâmpinat, în el i s-au trezit toți senzorii și toate becurile s-au aprins. În primul rând, pentru faptul că Irod era un edomit și a ajuns un fiu al lui Esau, împărat pe tronul lui David. Și el a știut lucrul acesta când a zis că s-a născut un împărat. O știut că cu el e bai. O știut că cu el n-are ce căuta acolo. Pentru că profeția și promisiunea tronului lui Israel a fost făcută de Dumnezeul lui David. Și un urmaș, un descendent al lui David trebuia să fie acolo. Dar el, prin parvenitismul lui, prin tot felul de metode și de lucruri urâte până acolo, că și-a omorât soțiile, mama, frați, numai ca să fie el domn,
și să rămână domn. A ajuns pe acest tron. Și când magii au venit și au zis, unde e împăratul de curând născut al lui Israel? Lui s-au aprins toate becurile. El știa că Israel și-a pus împărat, care era descendent din David, un copil de 6 ani. Și e posibil Israel să se trezească la realitate și să-și pună un împărat din împăratul lor, din poporul lor, din sângele lor. Și pentru el această frică l-a dus la maxim. Ne punem întrebarea, dar ce este frica? Ce-i frica? Unii ne spun în felul următor, e suma unor sentimente. Alții ne dau un răspuns și spun în felul următor, este o stare emoțională. Vin alții și ne spun, este o boală. Și este o boală, să știți, frica. În medicină există acel nume de anxietate. Și e o boală. Ce e frica? Biblic, frați și surori. Biblic. Noi suntem creștini și pentru noi Biblia e mai presus de orice carte. Amin. Și Biblia spune în felul următor. În 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 7, dacă aveți posibilitatea să-l puneți, ne veți ajuta foarte mult. 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 7, Biblia spune aici în felul următor. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Biblic, frați și surori, frica este un duh și este un duh rău, să știți. De aceea în Apocalipsa spune că niciun fricos nu va sta acolo. Asta spune Biblia mea. A dumneavoastră spune la fel? Dacă a dumneavoastră spuneți la fel, puteți să spuneți amin? Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, din frică, pentru că nu și-au pus încrederea în Dumnezeu mulți teologi. Au scos tot felul de idei și teologii pe baza Sfintelor Scripturi, crezând că ei vor tribla cuvântul lui Dumnezeu. Și și-au făcut tot felul de predici. Astfel, la începutul secolului 20, s-au ridicat meleniștii și postmeleniștii, care au venit cu ideea și au spus în felul următor, că Dumnezeu nu e un criminal și nu va băga pe nimeni în foc și în iad și că biserica nu va fi chinuită și nu va fi nu știu cum și nu știu ce. Pentru toți amatorii, citiți Apocalipsa, capitolul 20, cu versetul 4 și veți vedea că e scris negru pe alb. Și dacă e scris negru pe alb, așa rămâne, că este cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Însă și Ioan a fost exilat în Patmos tocmai din pricina unui astfel de fapt, căci în vremea lui se instalase la putere cultul cezarului și s-a dat un decret în toată împărăția din vremea aceea. Cine nu se ducea odată să se închine în templu împăratului cezarului și n-avea o adeverință scrisă acolo, familia cutare, a fost în templul Dianei la data de și s-a închinat cezarului. N-avea drept să cumpere, n-avea drept să vândă, n-avea drept la niciun drept al statului roman din vremea aceea. Iubiți frați și surori, asta nu e o frică pentru dumneavoastră, asta este o încurajare. Dacă Dumnezeu ne-a dat harul și nu vom prinde, îl lăudăm pe Dumnezeu. Iar dacă vom prinde, ne punem încrederea în El, căci El e Salvatorul nostru, slăvit să fie numele Lui. Și de aceea, frica aceasta, care este un duh rău, a pus stăpânire peste 25% din procentele omenirii. Sunt stăpâniți de frică, de înfiori. Asta este realitatea. De frica aceea pe care medicii o numesc, așa cum am pronunțat, și care este o frică persistentă, care duce pe om
de la tulburare și dacă este într-o poziție de putere, îl duce până la a săvârși cele mai mari crime. Frica. Ce ne mai spune Biblia? Biblia spune în felul următor, în Proverbe capitolul 29 cu versetul 25, Biblia spune așa, căci frica de oameni este o cursă, frați și surori. Haideți să citim Sfânta Scriptură, căci aceasta este cartea care ne dă cele mai frumoase detalii. Deci 29 cu 25, Biblia spune în felul următor, frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede Domnul n-are de ce să se teamă. Slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să te întreb și să mă întreb pe mine. Și cu toată modestia o fac și sinceritatea. Cum stai cu încrederea în Dumnezeu? Că aici este punctul care te scapă și mă scapă de această cursă. Încrederea în Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi am mai găsit în Sfânta Scriptură, în Epistola 1 lui Ioan, în capitolul 4, versetul 18. Și haideți să vedem aici ce ne spune Biblia. 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 18. Și vom vedea niște lucruri care sunt foarte reale și care bântuie pământul nostru de astăzi. L-au bântuit și atunci, dar numai pentru cei ce nu s-au încrezut în Dumnezeu. Și Biblia spune în felul următor aici. 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 18. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Unde nu-i frică? În dragoste. Și Biblia ne spune în felul următor, căci dragostea este ce? Am greșit, fraților. Nu-i scris așa. Nu-i scris așa. Noi oameni am făcut din dragoste un Dumnezeu și am ajuns robi tuturor patimilor și păcatelor, trupești. În Biblie scrie invers. Dumnezeu este dragoste. Slăvit să fie numele Lui. Și auziți ce spune? Că acolo nu-i frică, pentru că El este desăvârșit, slăvit să fie numele Lui. Dar pe mine mă interesează partea aceasta, frica are cu ea pedeapsa și cine se teme nu este acolo. Frica, cum vine aceasta, are cu ea pedeapsa? Și au zis ce spuneau niște gânditori și aș vrea să citesc doar câteva. Un proverb englez spune în felul următor, frica este moartea care se teme de moarte. Este o drasla ignoranței. Așa spun englezii despre frică. Este moartea care se teme de moarte și este o drasla ignoranței. Apoi, John Tamar spune în felul următor, este lanțul care se strânge până sub grumă, până te termină. Este un lanț care nu te lasă, asta se strânge până te termină, te sugrumă. Apoi, Marian Anderson spunea în felul următor, boala ce face pe om inuman, așa a făcut și din Rod, să omori tu 200 de copii de la 2 ani în jos, fără niciun motiv, copii inocenți, în ce privește viața noastră, înaintea lui Dumnezeu, toți suntem greșiți. Frica face din om un neom, face din om un monstru. Apoi, un alt om, Jean Anthony Fred, spunea în felul următor, părintele cruzimii, frica ucide mintea, este purtătoare și distrugătoare a toate. Aceștia sunt gânditori, unii din ei creștini, alții nu, dar care au ajuns la realitatea aceasta și au constatat ce este frica. Ca să scap de frică și să se scap de frică, n-avem decât o singură șansă, să ne întoarcem la Dumnezeul cel viu, slăvit să fie numele Lui, să stăruim
Să ne vedem starea în care ne găsim, să venim cu credință și rugăciune cerându-i ajutorul. Și atunci El în noi, în locul fricii pe care o purtăm de oameni, de evenimente, de știri, de alte lucruri, Dumnezeu va turna în noi altceva. Și auziți ce spune Sfânta Scriptură aici? Singura frică benefică omului și ajutătoare este frica de Domnul, slăvit să fie numele Lui. Și Psalmul 19 cu versetul 9 zice în felul următor: frica de Domnul este curată și ține pe vecie, slăvit să fie numele Domnului. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie, judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Domnul să fie lăudat, Domnul să fie binecuvântat. Amin. Apoi, cuvântul Domnului ne spune în Proverbe, în capitolul 14 cu versetul 27, este un izvor de viață și te ferește de cursele morții. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Slăvit să fie numele Domnului! Iubiți frați și surori, aceasta ne-a oferit nouă Dumnezeu și aceasta ne oferă să avem o teamă sfântă de El. Știți ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă un respect la maxim de Cel ce este Tatăl nostru, Mântuitorul nostru și Dumnezeul nostru, și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Și apoi, Iov spunea în felul următor, în Iov capitolul 28 cu versetul 28, Biblia spune așa de frumos, căci frica de Domnul, apoi a zis omului, iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este priceperea. Frați și surori, între înțelept și isteț este diferență. Înțeleptul niciodată nu-și calcă cuvântul, înțeleptul niciodată nu-și trădează experiențele. Istețul are multe șmecherii în cap. De aceea un gânditor spunea în felul următor: un om care este slab și nu recunoaște, acesta este un ignorant. Ăsta trebuie să-l eviți. Un om care este slab și recunoaște, acesta este un om pe care trebuie să-l ajuți. Un om care face bine sau este bun în lucrarea respectivă și nu știe, este modest și trebuie să-l apreciez. Un om care face bine și știe că face bine, acesta este înțelept și trebuie să-l urmezi. Și Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, să înțelegem căci cuvântul Domnului din ziua de astăzi este foarte autentic pentru noi și pentru societatea zilelor noastre de astăzi. Deci prima categorie, Irod și tulburătorii lui. Iată ce a ajuns și de ce a ajuns să fie tulburat. Pentru că el trăia o viață de frică. El știa în subconștientul lui ce știe și cel care ignoră. Dar nouă, Dumnezeu ne-a dat Duhul Său cel Sfânt. Și așa cum am citit în Sfânta Scriptură, El nu ne-a dat un duh de frică, ci El ne-a dat un duh care ne face să strigăm Ava, adică Tată, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, slăvit să fie numele Lui în veci. Un al doilea lucru pe care noi îl descoperim aici, îl găsim în versetul care am să-l citesc din textul nostru de astăzi, din Matei, din capitolul 2, și este următorul. Atunci Irod a chemat mai sus. Când a auzit împăratul toate acestea, s-a tulburat mult și Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Apoi, versetul 4, a adunat pe toți preoții, cei mai de seamă, și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Versetul 4,
Vin oamenii aceștia și știu foarte bine niște detalii, dar eu am numit această atitudine religie și nu relație. Slujitori, nepăsători, ignoranți. O altă categorie de oameni, și aceștia sunt printre noi, prin lumea religioasă, oameni care n-au numai religie și n-au relație. Iubiți frați și surori, Biserica Domnului este chemată să aibă o relație vie cu Mântuitorul ei. Tocmai pentru aceasta am fost botezați cu Duhul Sfânt, ca să avem o comuniune permanentă cu El. El este noi și cu noi, și nu azi și mâine, ci pentru tot timpul cât vor ținea vremurile, slăvit să fie numele Lui. De ce? Ca tu și eu, care crezi în Dumnezeu și ai acceptat Mântuitor pe Iisus Hristos, să nu ai doar o religie, ci să ai o relație vie. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi, slujitori care sunt nepăsători și ignoranți. Cea mai tristă problemă, și spuneam duminica trecută, nu-i mai trist și mai periculos într-o lume de creștini decât să ai creștini care sunt nepocăiți, să ai oameni care nu-L au pe Dumnezeu, dar au o religie. Ăștia oricând te vând, istoria ne spune și ne arată lucrul acesta, prigoanele din timpul lui Nero s-au dezlănțuit pe problema la doi oameni care erau furișați printre creștini, purtau nume de creștini, dar n-aveau nimic de-a face cu creștinătatea. Cel mai greu lucru. Și mai sunt și astăzi, nu degeaba sunt statisticile uimitoare în America, că 60% din slujitori nici nu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. E trist, dar asta este realitatea, pentru că sunt oameni care au făcut din aceasta doar un mod de câștig, cum spune Apostolul Pavel. Și aici avem o atitudine a unor astfel de oameni. Oameni care sunt slujitori, dar sunt nepăsători. Este un verset în Ezechiel și nu vreau să vi-l citesc, vreo patru de fapt, că nu vreau să supăr pe nimeni. Dar acolo Dumnezeu era foarte revoltat pe niște slujitori, care erau total nepăsători de turma Domnului. Și-o zis, am să vin și am să iau oile din mâna voastră. Nu se mai poate. Nepăsarea. Ce este nepăsarea aceasta? Este un dușman viclean și înfricoșător al vieții. Pustia unde nu crește nimic. Seceta care nu dă voie să încolțească nici măcar un fir de iarbă. Așa a spus un gânditor. Asta este nepăsarea. Vicleanul, dușmanul cel mai viclean și înfricoșător al vieții, pustia în care nu crește nimic, seceta care nu dă voie să încolțească nici măcar un firicel de iarbă. Asta e nepăsarea. Păgubește pe toți, pe cei ce-i merg îi împiedică. Galateni capitolul 5 cu versetul 7 spune Apostolul Pavel, galatenilor, voi alergați bine, voi mergeați bine. Oare cine v-a tăiat calea? Voi alergați bine, cine v-a tăiat calea ca să nu ascultați de adevăr? Nepăsarea aceasta care o au și cei ce o au, fac lucrul acesta, frați și surori. Și eu zic, Doamne, păzește-ne de așa ceva. Apoi Biblia spune că cei nepăsători nu lasă, sau pe cei neștiutori nu-i lasă să învețe, nu-i lasă să acumuleze cunoștință. Și aduceți-vă aminte de perioada tristă a Evului Mediu, întunecată, în care biserica a pus stăpânire, zisă biserica, pe cuvântul lui Dumnezeu și a ținut masele în necunoștință numai pentru a-i manipula. De acolo s-a ieșit și acea lozincă care au preluat-o comuniștii și au zis, Biblia spune, crede și nu cerceta. E o minciună, frați și surori. E un adevăr total. Biblia spune, cercetați totul. Biblia spune, căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Oamenii aceștia care au vrut să facă aceasta, au dus acolo și au zis ce spune în Luca, în capitolul 11 cu versetul 52,
Și asta nu o spune nimeni altul decât Iisus Hristos, Mântuitorul. Cine erau acești oameni? Și haideți să citim și să vedem. 11 cu 52 în cartea Domnului spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței, nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat ca să nu intre. Oameni conduși de nepăsare pentru Dumnezeu, nu, pentru noi. Apoi, Sfânta Scriptură ne spune, pe cei căzuți nu-i ridică, n-are niciun interes să-i ridică. N-are interes nepăsarea să se aplece, să ridice pe nimeni. Deschidem în Luca, în capitolul 10, și citim câteva versete, să vedeți aici ce atitudine au oamenii aceștia. Și au zis ce spune Sfânta Carte în locul acesta și zice așa, din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin același loc și când a văzut, a trecut înainte. Nepăsători! Știți că noi cântam o cântare că zice pe același drum se cobora și un levit și un preot și trecură nepăsători toți. Nepăsători! Lasă-l să moară! Cine l-a adus aici? Aceasta este atitudinea slujitorilor care nu le pasă de turmă, care nu le pasă de sufletul omului. Și Dumnezeu nu are niciun fel de cuvânt de spus acestor oameni, decât vom vedea consecințele nepăsării. Și Biblia spune mai departe, niște lucruri așa de mari, de care aș dori niciunul dintre noi să nu avem parte de ele. Dar până acolo, să vedem sursele de unde vine nepăsarea. Nepăsarea vine, sursa de bază a nepăsării este desnădejdea, eșecul, confortul și lenevia. Stau la baza nepăsării. Ai avut parte de un eșec, te-ai desnădăjduit, te-ai retras în casa ta și în cămăruța ta, în cercul tău, nu te mai interesează nimic. Și toate acestea te-a dus până acolo că ai devenit și un om leneș. Și Biblia spune că acolo tot de unde sunt fricoși sunt și leneși. E cam grea problema, dar Dumnezeu să ne ajute că urmează un an nou și să ne dea putere să ne punem la inimă, să avem atitudini bune față de Dumnezeul nostru. Slăvit să fie numele Lui. Apoi zice în felul următor, aici am găsit simptomele nepăsării, sunt motivații bazate totdeauna pe negativism. Eu nu mă interesează. Nu-l auzi de câteva ori când îl chem, o frate, au mă interesează, frate, eu am altceva. Negativist. Și dacă fac, și dacă mă implic, tot nu se schimbă nimic. Dacă fratele Vasile nu se implica, dar pentru că s-a implicat, s-a schimbat, slăvit să fie numele Domnului. Și avem o armată de copii care laudă pe Domnul și laudă încă frumos. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Nepăsarea. Dacă mă implic, tot nu se realizează nimic. Apoi, ce câștig din aceasta? Egoismul acesta, totul este pentru mine, ce câștig? Și dacă vrei până la urmă, urmii, știi ce, hai să-ți o spun deschis, nu sunt chemat pentru aceasta. Nu ești chemat nici să faci bine, nu ești chemat nici să cânți, nu ești chemat nici să, nu ești chemat. Apoi ce dacă, că tot nu se schimbă nimica și tot felul de exchivații de acestea, să știți, acestea sunt simptomele nepăsării. Dar trist este, frați și surori, că ea ne sfârșește într-o necredință totală. Toate acestea sfârșesc într-o necredință totală. Deschidem 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 4. Și auziți să vedeți ce atitudine au oamenii aceștia. Oameni care erau în casa lui Dumnezeu. Oameni care s-au ridicat dintre cei ce cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu și au ajuns în felul acesta. 2 Petru, capitolul 3, versetul 4. Haideți să vedem aici ce spune Biblia.
Și zice în felul următor: înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocuritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor. Și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la început. Ăștia nu mai cred nimic. Ăștia spune: eu am fost pe acolo, eu am mers la rugăciune, eu am mers pe dincolo, nu s-a întâmplat nimic, nu mai lăsați-ne în pace. Frați și surori, aș vrea să vă spun, Domnul nostru vine, slăvit să fie numele Lui. Indiferent că cele cinci dorm, Domnul nostru vine. Și El vine indiferent de orice circunstanță ar pune pământul și ar avea societatea. Domnul nostru vine atunci când decide El și hotărăște El, slăvit să fie numele Lui. Nu sta nepăsător, căci nepăsarea te duce la necredința aceasta totală. Întrucât să nu mai crezi nici că vine Domnul Iisus. Domnul nostru vine și înaintea Lui merge un foc mistuitor și împrejurul Lui o furtună puternică. Și după cum se vede fulgerul de la apus până la răsărit sau de la răsărit până la apus, tot așa va fi și cu venirea Fiului Omului. Nu aștepta să ți-o dea ăștia la televizor, că n-au ce să-ți dea, că va fi surprinderea surprinderilor pentru toți cei ce stau nepăsători. Dumnezeu să ne ajute și să înțelegem. Nu e vremea de a mai sta nepăsător. Tot ce găsești bun de făcut pentru Domnul, fă și Dumnezeu să te binecuvinteze. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Consecințele nepăsării. Mai rău ca un necredincios. 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 8. Credință nefolositoare. Iacob 2, 14 cu 18. Citim, timpul se duce. Apoi, găsim aici. Nu au parte de nunta mielului. Matei, capitolul 22, cu versetul 5. A fost textul de duminica trecută. De dimineață și au zis toți cei poftiți la nunta mielului, s-au dezvinovățit și au spus că unul are cutare, nepăsător, nu le-a păsat. Nu vor avea parte de nunta mielului. Uitați-vă ce stare de plâns este pentru oamenii aceștia. Biblia spune lucrul acesta. Apoi, cuvântul Domnului spune în felul următor: nici o scăpare nu este pentru ei, pentru că în Evrei, capitolul 2, versetul 1 cu 3, spune: dacă noi stăm nepăsători de o mântuire așa de mare, cum credeți că vom scăpa? Cine ne va scăpa? Cine va fi ajutorul nostru? Nimeni! N-ai nicio șansă, de aceea te chem astăzi și nu te supăra, poate am ridicat tonul, dar te chem din toată inima. Predă-ți viața Domnului și nu mai sta nepăsător. N-ai șansă, n-am nicio șansă, nepăsarea te duce la moarte sigură. Și un ultim lucru, pedeapsă eternă. Și uitați-vă în capitolul 25 din Matei, versetul 44 până la 46, acolo spune, și au zis, s-au venit și ăștia și au zis: Doamne, când te-am văzut noi pe tine acolo, ori de câte ori, unul din acești neînsemnați ai mei stăteau pe marginea drumului, bolnav, altul în temniță, altul necăjit. Și doi și eu am spus, n-am timp de tine, n-am nevoie să mă implic în chestia aceasta, mie nu mi l-ai făcut. Și conclude versetul, duceți-vă în focul veșnic. Frați și surori, noi suntem chemați să avem atitudini pozitive față de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dumnezeu să ne dea putere. Și mai este o categorie de oameni și vreau să trăiesc și peste aceasta și cât de repede. Și cuvântul Domnului găsim aici în versetul 2. Și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua, am răsărit și am venit să ne închinăm lui. Aceștia sunt închinătorii și căutătorii sinceri de Dumnezeu. Și dacă ne luăm să gândim puțin, în răsărit, la muntele răsăritului erau fiii lui Set. Așa li s-o dat lor, acolo, tocmai de acolo, dintr-un neam care avea o prezicție de a fi nimiciți. De acolo au venit niște oameni cu dorința vie de a-L căuta pe Dumnezeu. După statisticile și măsurătorile noastre de pe hartă, am o hartă biblică, am măsurat-o, e o coriglă.
Mi-au cam dat în jur de vreo 800-900 de maile, cam de unde veneau ei, de la muntele răsăritului până în Ierusalim. Dragul meu, 900 de maile să le faci cu cămila, să știi că ăsta nu-i lucru de apucat. Ăsta nu-i un lucru. Ce motivație poate să fie aia? Ce motivație poate să fie aia? Ca să faci cu cămila 900 de maile, să te duci, să te închini, să vezi ceva ce ai cercetat, despre care ai auzit că ți s-a spus probabil cândva, cum spun unii teologi de pe vremea lui Daniel când le-a predat Biblia în Babilon, căci o stea va răsări din Iacob. Poate că ei și asta să fie o realitate, dar nu mă aceasta. Vreau să spun ce oameni au putut fi aceștia când nouă ne este greu să rupem 2 ore să venim marța la rugăciune. Ne este greu să rupem 2 ore să venim joia la rugăciune. Ne este greu să avem 2 programe pe o zi. E greu. Ce oameni au putut fi ăștia? Oameni care îl căutau sincer pe Dumnezeu. Și Biblia spune în felul următor aici, și zice în Ieremia 29:13, cine mă caută și dacă mă caută din toată inima, mă va găsi, căci în versetul 11 zice, eu, Domnul, am gânduri bune față de voi. Frați și surori, Domnul are gânduri bune față de noi. Am gânduri să vă dau un viitor și o nădejde. Are gânduri de pace, dar un lucru ne cere. Cine îl caută, să-l caute din toată inima și el să-l lasă descoperit, slăvit să fie numele lui. Apoi bucuria este conferită celor ce-l caută pe Domnul din toată inima. Versetul, Psalmul 70, versetul 4. Închinarea adusă celor ce merită. Nu face confuzie, frați și surori. Să spune așa seară întreagă și o spunem și astăzi cu voce tare. Magii n-au făcut confuzie. Magii nu s-au închinat nici Ieselei. Magii nu s-au închinat nici Mariei. Magii nu s-au închinat decât unui singur. Și acesta Iisus Hristos, Domnul, slăvit să fie numele Lui. Și în Filipeni, capitolul 9, versetul 11, spune căci nu ni s-a dat alt nume sub soare în care să ne plecăm genunchi, în care să ne aducem închinarea, decât în numele Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amin. Îmi pare rău, dar menționez aceasta seară după ce am plecat de aici. Am deschis și am căutat un program creștin și l-am găsit pe alu Papa, sărutând o statuie. Om care se pretinde, nu știu cum. Ce greu este când Biblia lui scrie ceea ce scrie și a mea, Filipeni, capitolul 2. Un singur nume. Și acesta este numele Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie El. Amin. Ei n-au greșit lucrul acesta. Fraților, nu greșiți. Sunt ornamente, sunt semne, sunt simboluri. Lăsați-le acolo. Închinarea noastră este a Domnului. Închinarea noastră este singurul îndrept să o ia Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Apoi, dărnicia cea mai bună, nu rămășițe cum deseori facem noi. Ei au adus la casa Domnului aur, smirnă și tămâie, au adus cele mai valoroase lucruri din vremea aceea. Și aici fac o mică paranteză și mă scuzați, poate de puțin timp, și am să vă spun o întâmplare frumoasă tinerilor studenți. Se spune că la începutul secolului 20, în o familie călătorea, făcut o călătorie prin America și a ajuns într-un oraș și a prins noaptea în orașul respectiv și acolo au căutat o cameră la un hotel, s-au dus și au bătut la hotel. Și-a zis, domnilor, nu mai avem nicio cameră. Acolo era un tiner la hotelul respectiv. Și-a zis, nu mai avem nicio cameră. Și-a zis, nu ne poți ajuta familia aceasta? Și el a zis, am să încerc. Și-a sunat la toate hotelele din jur. Nimeni nu i-a spus, totul e ocupat. Și-a zis, și-a scuzat tinerul. Și-a zis în felul următor, studentul acesta, domnilor, îmi pare așa de rău. În orașul nostru a fost un eveniment important și totul e ocupat. Și atunci oamenii ăștia au dat să... și-a luat soția de mână și-au dat să plece afară. Afară era un timp neplăcut, ploios și friguros. Atunci tânărul ăsta repede a ieșit de după tijghia, s-a dus la ei și a zis, domnilor, nu plecați! Nu se poate să ieșiți în stradă!
E imposibil, cum unde să rămâneți aici? Am să vă dau camera mea. Hotelul acesta mie mi-a dat o cameră pentru că eu lucrez la ei. Dar camera mea e mai dezordonată că sunt student. Nu mi-s toate lucrurile puse la punct. Vă rog să nu vă deranjeze lucrul acesta. Și-au intrat, și așa era cum a zis el, și-au intrat acolo ei și foarte. Ce să-i deranjeze? Au privit cu bucurie această ofertă. Au dormit acolo, s-a înnoptat, au dormit, a venit dimineața, s-au dus la tijghea și a zis, tinere, spune cât ne costă. A zis bărbatul și el a zis, zice, ce să vă coste? Camera care am stat la hotel? Nu, e camera mea, nu vă costă nimic. Mă bucur că am putut și ați acceptat să stați aici, că așa de greu a fost noaptea aceasta. Toată noaptea am stat treaz și așa a fost de frig și a bătut vântul. La care omul acesta în vârstă s-a uitat la el și a zis, tinere, tu meriți să fii managerul unui hotel mare. Și a plecat. După vreo 2 ani, 3 ani și ceva, acest tânăr a primit o anvelopă mare, frumoasă, și a primit-o și ne-a scris acolo. Și a dat numele, cel pe care îl găzduise el în cameră cu soția, și a spus în felul următor, te invit și îți dau toată onoarea să vii și de astăzi înainte să fii managerul hotelului Astoria de pe strada Fifth Avenue, New York, cu 33 Street, cu 33 Street. Oamenii aceștia au văzut o familie de oameni bogați și când au văzut, aceasta i-a motivat și au construit acel imperiu de hotele, Astoria. Frați și surori, tineri dragi, nu uitați, când dai lui Dumnezeu ce ai mai bun, Dumnezeu îți dă de nici nu poți să duci binecuvântare. Slăvit să fie numele Lui, acesta e Dumnezeul nostru. Mă apropiu de încheiere și aș vrea să spun o singură întrebare. Ce vrei să fii? Ce vrei să fii? Vrei să fii un tulburat? Vrei să fii, chiar dacă ești slujitor, un nepăsător? Vrei să fii un creștin care să-L urmezi pe Domnul din toată inima? Și să mai aduc o sugestie. Auziți ce spune vei aici? Fiindcă i-am văzut steaua. Steaua aceasta n-a fost o cometă, cum ne vrăjesc pe noi astrologii. N-a fost nimic altceva. Aceasta a fost steaua lui Iisus Hristos. Și această stea a avut un mers deosebit. Că dacă eu stau și mă uit de aici la o stea, ea poate să fie poate deasupra Kremlinului. Și eu o văd deasupra mea. Aceasta a fost o stea care a mers cu ei și i-a călăuzit tot timpul. Ce vrei să fii? Vrei să fii o stea a lui Hristos? Știți ce spune Biblia în Daniel? În capitolul 12 spune acolo că cei credincioși vor străluci ca stelele. În 12 cu versetul 3. Dragul meu, tânăr și tânără, aș vrea să te întreb, că viitorul stă în față, a cui stea vrei să fii? Vrei să fii de-a Hollywoodului? E problema ta, vei decide tu. Vrei să fii o stea de muzică care nu-L reprezintă pe Dumnezeu? Vei decide tu. Dar eu te îndemn și ți-aș dori, puneți întrebarea aceasta în modul serios și răspundeți. Vreau să fiu steaua lui Hristos și Dumnezeu să ne ajute, pentru că steaua lui Hristos conduce la Hristos. Steaua lui Hristos conduce la casa Domnului, așa spune, că zice, ea s-a oprit unde? Deasupra locului, în casa unde era Iisus, slăvit să fie numele Domnului. Steaua Domnului este steaua care ne conduce la casa Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare, cerându-mi scuze pentru timpul care am trecut și să ne închinăm Domnului și să-I cerem lui Dumnezeu să ne facă din noi niște stele care să strălucim pentru El. Să conducem oameni la Hristos și să conducem oameni la casa Lui și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, Părinte al veșnicilor și Domn al gloriei,
cu respect și cu recunoștință venim înaintea Ta și venim să-ți mulțumim și să te binecuvântăm pentru harul Tău. Venim să-ți mulțumim și să te glorificăm pentru bunătatea Ta și să te rugăm, o Doamne, ca să ne dăruiești în continuare puterea Duhului Tău cel Sfânt, care să ne îndemne și care să ne călăuzească în tot adevărul. Fie numele Tău slăvit și binecuvântat, de acum și până la sfârșit, cel ce ești în fiu și adevărat, mărire ție și mărire numelui Tău. Suntem anunțați că mai sunt încă cadouri pentru cei micuți, de la 12 ani în jos, am înțeles că mai sunt cadouri. Cei care nu ați luat aseară, mergeți în sala de mese. Eu zic că și dacă ați luat, decât să rămână acolo și să nu fie ce face cu ele, mergeți să se termine toate. Vă dorim o noapte bună, ne vedem cu ajutorul Domnului duminică dimineața din nou în casa Domnului. Amin. Multă pace și Domnul să vă binecuvânteze.